Slatina nu este doar orașul celor care s-au născut aici sau a celor care au ales să se stabilească un timp în frumoasa așezare de pe malul stâng al Oltului. Slatina este și orașul celor care, locuind în comunele și orașele aflate la distanțe mai mari sau mai mici, muncesc aici. Fie că au fost sau sunt simpli angajați pe platforma industrială, directori de firme sau șefi de instituții, cu toții au pus umărul ca reședința județului să devină ceea ce este acum, un oraș modern, în plină dezvoltare și extrem de atractiv. Pentru toți acești oameni, Slatina este a doua casă, este orașul care și-a găsit loc în inima fiecăruia. Pentru mine, Slatina, în primul rând, este unul dintre cele mai frumoase orașe ale acestei țări. Este orașul în care am cei mai mulți prieteni, orașul în care am toți colegii mei, atât cei de activitate profesională, cât și cei din viața politică. Este orașul unde de mai mult de 14 ani îmi desfășor activitatea. Practic, piața mea este împărțită între domiciliu și oraș și Slatina. Pentru mine, Slatina reprezintă foarte mult. În primul rând, este reședința județului Olt, este locul meu de muncă, a doua casa mea. Slatina e locul unde copiii mei lucrează, unde eu lucrez, unde soția mea lucrează, deci întreaga mea familie e legată umbilical de acest oraș Slatina. Pentru mine, orașul Slatina reprezintă un oraș în care zilnic trăiesc experiențe profesionale remarcabile. Este orașul care mi-a dat posibilitatea să mă dezvolt profesional și în același timp să pot să-mi aduc contribuția la creșterea prestigiului acestui oraș prin rezolvarea problemelor punctuale ale cadrelor didactice din oraș și din județul Olt. Oamenii pentru care Slatina înseamnă locul unde își desăvârșesc cariera profesională sunt convinși că orașul are un viitor frumos, că peste ani și ani, orașul în care își petrec mare parte din viață va putea concura cu orice localitate importantă din țară, indiferent de domeniul la care s-ar face referire. Un oraș frumos și un oraș curat și eu sunt convins că Slatina va arăta și mai bine pe măsură ce ani vor trece. Sper să fie bine pentru toată lumea, pentru noi, pentru locuitorii acestui oraș. Slatina o văd peste ani și ani tot mai frumoasă, tot mai înfloritoare, tot mai dezvoltată din punct de vedere economic și asta s-a observat în decursul ultimilor ani. Eu sper că conducătorii județului și conducătorii Slatinei vor face să își dea în vie acea perioadă, spun eu, de maxim progres în care a trecut orașul Slatina. Perioada pașoptistă, exact. Municipiul Slatina îl văd un oraș prosper, un oraș frumos, un oraș cu o dezvoltare economică, cu oameni fericiți, un oraș în care șomajul poate să devină istorie, un oraș al oamenilor liniștiți și fericiți. Considerându-se parte din comunitatea slătineană, cu toții se bucură alături de oamenii locului în aceste zile de aniversare a municipiului. Gândurile lor bune se îndreaptă spre cei care înconjoară, dar și către orașul în care s-au afirmat. Le urez tuturor slătinenilor să le dea Dumnezeu sănătate, să le dea putere de muncă și să aibă liniște în suflet, pentru că asta este cea mai importantă. Multă sănătate, la mulți ani și să fie un an și cât mai mulți ani mai buni și mai mulțumiți. Slătinenilor doresc multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor, iar Slatinei urez o dezvoltare economică continuă și o înfrumusețare cu fiecare an care trece. Acum de ziua lui nu pot să urez slătinenilor decât multă sănătate, ținând cont, spun asta, ținând cont de industrializarea orașului care are și efecte negative, conducătorilor orașului Slatina multă sănătate, la mulți ani și să aibă grijă de ca această industrializare să nu afecteze sănătatea cetățenilor și a copiilor noștri. Le doresc tuturor ani frumoși, ani luminoși, plini de realizări și le urez să fie mândri de orașul în care trăiesc, să iubească Slatina, pentru că municipiul Slatina este municipiul în care oricine și-ar dori să trăiască, pentru că se trăiește bine și administrația a demonstrat că se poate.
Manifestările dedicate aniversării a 650 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Slatina vor debuta sâmbătă 20 ianuarie la sediul administrației locale. Aici, începând cu ora 10, se va intona pentru prima dată în public imnul municipiului și va fi prezentat în premieră actul oficial de atestare documentară a Slatinei, semnat de Vladislav I Vlaicu în urmă cu 650 de ani.